că am avut probleme, am ajuns. Iartă-mă, de atâta timp n-o nevăzut. Rozele, nu ție, mamă, ține-am dus. Și de asta am vrut ca festivalul să fie anume aici, acasă la Dumitru Matkovski, ca fiecare om care citește poezia, care va veni aici, să simtă cât de cât ceea ce simte poetul atunci când scrie poezia. E un curs de rai foarte frumos și savurați din el prin poezia poetului. O seară frumoasă în continuare! Bună ziua, s-a dat lumea. Să începem cu o rugăciune, că lucrurile bune și frumoase să începem cu o rugăciune. Împărate Ceresc, mângâitorule Duhul Adevărului, care le pretinde neiești și toate le primești, vestierul bunătăților și dătătorului de viață, vino și te sălășluiește împreună noi și ne curățește prin noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile în sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Hristoase Dumnezeule, binecuvintează festivalul acesta. Anii de viață al lui Dumitru Matkovski, că Sfânt ești totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dulce sară ca o frunză de stejar sau de nuc, acasă la Vadurașcov, unde toate drumurile duc, sufletul unde rămâne. Aici mi-e patra. Poezia, spre deosebire de proză, e un dialog cu mine însumi. Eu nu scriu poezie cu gândul la cineva din afară, abstract. Poezia se scrie cu gândul la eul nostru interior, concret, și acest eu e poetul. În proză încerc un refugiu, pe când dramaturgia este însăși poezia. Sunt adeptul unui teatru liric încărcat cu poezie, de unde spectatorul să iasă înseninat. Teatrul vine direct din poezie. Așadar, evident e că scriitorul Dumitru Matkovski și-a semănat viața în cuvinte, scriind în toate genurile literare. Să-i aplaudăm talentul! Bravo! Maestre! Mulțumesc mult că sunteți cu mine, sunt și eu cu voi, am fost întotdeauna. Eu m-am mândrit întotdeauna cu satul meu, este vechi satul nostru, locșorul, locșorul, este vechi, 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 până la nașterea lui Hristos, încă vreo 3000 de ani înainte au fost. A existat acest locșor. Eu l-am numit Mărgioară, pentru că marginile au fost întotdeauna frumoase, au fost doar azi abia am descoperit ce înseamnă dorul nostru moldovenesc. Noi nu putem trăi fără dor, nu putem trăi unii fără alții, din păcate, vremurile au fost vitrige cu noi, ne-am împrăștiat. Unii au plecat din sat, iată, văd
case părăsite, uși bătute în scânduri și vă rog frumos, nu căutați norocul dincolo, dincolo de locșoara asta. Pământul nostru, Basarabiei, este cel mai frumos, cel mai roditor, cel mai cernozion pământ din lume. Eu asta a spus-o romanele rus, Dovceaev, a studiat Moldova. Ce căutăm noi la Paris? Ce căutăm noi în Spania, în pustiurile cele? Nu se vede. Aici puneți un popșoi, crește, avem ce mânca, ne adunăm în jurul cuibușorului nostru de dor și trăim sărac, dar frumos, cu sufletul frumos. Să nu uităm că Doina lui Eminescu începe tot cu satul nostru, de la Nistru până la Tisa. Totuși de la Nistru începe țara. Noi suntem țara, noi suntem mărgioara, noi suntem la noi acasă. Pala noastră. Eu muncesc, eu n-am sărbători. Sărbătoarea mea cea mare este masa de scris. Dar într-adevăr este o sărbătoare, pentru că acolo, la masa de scris, eu pot face orice. Eu pot scriu ce vreau, pot scrisul. Poezie este și rugăciune. Și rugăciune, de aceea, uneori, se ascultă cu ochii închiși. Poezia se scrie în genunchi, poezia adevărată și se ascultă cu ochii închiși. Vă mulțumesc, vă doresc sănătate. Eu nu uit satul, vă rog, nu plecați nici eu. Dacă rămâne satul pustiu, am trăit degeaba. Dar neamul nostru noi călători prin lume, noi suntem acasă. Alții sunt străini aici. Noi suntem acasă, simt întotdeauna grămăjoară. Au zis cât e de frumos cuvântul ăsta, simt grămăjoară. O mână de oameni. Mulțumim, domnule Poet. Maestre, vă rugăm să rămâneți aici în scenă, pentru că alături de dumneavoastră vin oaspeți important astăzi. Vreau să salut și participarea la acest festival a poetului, a pământeanului nostru, Dumitru Matkovski. Moșiile de la Mal de Nistru au dat totdeauna roade, nu numai materiale, dar și spirituale. V-ați convins, cred că astăzi, că nasc și la Moldova oameni. Onorată asistență, dragi locuitori ai satului Vadul Rașcov, stimați oaspeți! Astăzi, satul Vadul Rașcov a adunat cea mai scumpă comoară a sa, locuitorii, și a invitat oaspeți pentru a sărbători împreună omagierea pământeanului nostru, marelui poet național, scriitor, jurnalist, publicist, prozator și dramaturg. Am venit să cinstim numele marelui poet care știe să rostească adevărul cu ajutorul cuvântului. Vorbește simplu și limpede, pe înțelesul tuturor. Îi place pacea, cântecul, dragostea și adevărul, valori la care trebuie să râvnească omul. Astăzi, am răscolit împreună cu oaspeții sosiți din Chișinău, Bălți, România, din întreaga noastră republică, amintirile casei părintești, școlii natale, care a fost prima zestre de acasă cu care poetul a pornit mai apoi în lume. Dumitru Matkovski a devenit una din cele mai distinse personalități ale vieții literare și artistice contemporane, care timp de 7 decenii, în șir, trudește cu perseverență și totală dăruire pe ogorul literelor și spiritualității noastre. În timpurile cele mai grele, Dumitru Matkovski a fost învățător în piesele sale, preot în poezia lui, a fost și este oștean și în poezie, și în piesele sale, și în cântece. El a scris cel mai frumos cântec patriotic de la noi, care se numește Basarabia. Este artistul și bărbatul
care ia marele hotărâri din zbor și le înfăptuiește din mers. Mult stimate domnule Dumitru Matkovski, talentul domniei voastre, atins de culmele desăvârșirii, dă curgere unei întregi cascade de versuri ce poartă amprenta omeniei și a gingășiei. Acum, când adunați urări de bine și buchete de flori, le împărțiți pe toate cu bună seamă, cum ați împărțit de-a lungul vieții dumneavoastră bucuria și lacrima, atât de inedit cântate în versurile mult îndrăgite de noi toți. Iată de ce anume astăzi, când sunteți omagiat aici la Baștină, la Casa Părintească, se desfășoară prima ediție a Festivalului Internațional de Cântec și Poezie Dumitru Matkovski. Sperăm mult că festivalul va contribui la promovarea valorilor și culturii naționale, de la mic la mare, la nivel național, dar și internațional. Va contribui la promovarea imaginii Republicii Moldova în amalgamul culturilor europene. Onorată asistență, domnule Dumitru Matkovski, voi da citire deciziei Consiliului Raional din Șoldănești din 22 septembrie 2011. Cu privire la conferirea titlului Cetățean de Onoare al Raionului Șoldănești. În temeiul articolului 43 al legii cu privire la administrația publică locală și în conformitate cu regulamentul cu privire la conferirea titlului Cetățean de Onoare al Raionului Șoldănești, Consiliul Raional decide. 1. Ai conferit titlul Cetățean de Onoare al Raionului Șoldănești domnului Dumitru Matkovski, poet, scriitor, jurnalist și publicist pentru merite deosebite în cultura națională. Ai acorda un premiu bănesc în sumă de 5.000 lei din fondul de rezervă al Consiliului Raional. La mulți ani, maestre, multă sănătate, noi puteri de creație și luptă pentru binele acestui propor. Să trăiți, că ne trebuiți! Cetățean de onoare al Raionului Șoldănești. Plăcere, mănânc! Felicitări! Mulțumesc! Mulți stimate maestre Dumitru Matkovski, știu cu certitudine că pe lângă latura cotidiană, Baștina atinge și câteva coarde a sufletului dumneavoastră. Poetul a trecut cu demnitate și curaj prin mai multe vaduri. Primul vad, așa și se intitulează, Vadul Rașcov, sat de pe malul Nistrului, unde s-a născut poetul. De aici, de la sat, de la părinți, de la dascări, va aduce scriitorul dragostea de Baștină, de Nistru, de Doină. Și nu s-a schimbat această dragoste, vorba poetului. Eu nu sunt pasăre, să știi, și nu-mi schimb locul când se lasă peste câmpii și peste case brumele toamnei argintii. Dumitru Matkovski spune, să ținem foc în vatră prin secole ce vin. Acest îndemn al dumneavoastră, domnule poet, de a nu rupe cumva legătura dintre generații, mi-a sensibilizat interesul de a cunoaște mai bine tezaurul spiritual și de a-l prețui după merit. Și cred cu certitudine
că prima ediție a festivalului va pune